De astăzi s-a dat startul lucrărilor de reabilitare și modernizare a tuturor străzilor neasfaltate din localitatea Gogoșu. Această comună este un șantier în lucru datorită implicării primarului Jean Rogoveanu. Modernizarea infrastructurii rutiere a contribuit semnificativ la creșterea nivelului de trai al cetățenilor din zonă. Lucrări ample de modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere au avut loc în ultimii ani în localitatea Gogoșu. Primarul localității, Jean Rogoveanu, a dat dovadă de implicare în ceea ce privește bunăstarea concetățenilor lui și, drept dovadă, toate străzile și ulițele din satele aparținătoare comunei vor fi asfaltate. Că aici nu erau de drum de țară. Erau numai băltoace, mașinile se duceau naibii ca în șobăieți, unul la Timișoara, unul la Severin. Și când veneau, telescoapele se duceau naibii. E un proiect foarte bun la nivel de comună. Prima dată s-a început cu satul Balta Verde, mai este asfalt în satul Gogoșu și Ostrovul Mare, după care am urmat și noi Burila Mică. Și din discuțiile purtate cu cetățenii, cu ani în urmă, când le tot explicam că o să vină asfalt cu rigolă, cu o parte de trotuare, credeau că e doar un vis. Acum, circa două săptămâni în urmă, când deja au început să lucreze la intrarea din Gogoșu spre Burila Mică cu partea dreaptă, au văzut că nu e un vis și o realitate. Ce părere aveți despre domnul primar? O părere foarte bună și noi ca și cetățeni, necunoscându-l cu ani în urmă, părerea mea trebuia de la început să fie primarul comunei și acum aveam totul finalizat. S-a dat startul lucrărilor de reabilitare și modernizare a tuturor străzilor neasfaltate din satele Burila Mică, Ostrovul Mare, Colonia PF2 și Gogoșu. Lungimea totală a drumurilor ce sunt cuprinse în acest proiect este de 28.723 de metri. Ce lucrări se execută? Amenajarea drumurilor comunale din Burila Mică. Suntem la început, săpătură în casetă și stratul de balast. Urmând ca să venim cu stratul de piatră spartă și când s-o putea, asfaltul. Praful, gropile și noroiul vor fi date uitării, acest proiect fiind un vis devenit realitate pentru locuitorii acestei zone. Sătenii sunt mândri de primarul localității datorită interesului pe care acesta l-a acordat de-a lungul timpului. Investiții ample au avut loc în ultimii ani. Modernizarea infrastructurii rutiere a fost una din prioritățile primarului comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu, pe care a reușit să le ducă la bun sfârșit. S-a emis ordinul de începere la lucrările de asfaltare nu numai în Burila Mică, s-a început cu Burila Mică, se continuă asfaltarea în toate satele din comuna Gogoșu. Balta Verde este asfaltată în proporție de 90%. Cred că dacă nu în toamna asta, în primăvară, cel târziu se vor finaliza lucrările de asfaltare. Este un program început pe buget local, sper ca acum să obținem finanțare de la programul de finanțare Anghel Salin. Comuna Gogoșu, sub conducerea primarului Jean Rogoveanu, susținut și de președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare rapidă, iar cetățenii sunt mulțumiți de activitatea acestuia. Săptămâna trecută a început în Comuna Gogoșu un amplu program de asfaltare a tuturor satelor care formează Comuna Gogoșu. Este un proiect ambițios, deocamdată finanțat din bugetul local al UAT Gogoșu, dar sperăm ca în perioada următoare să primească finanțare prin programul Anghel Salini. Investiții ample s-au realizat în toate domeniile, precum modernizarea infrastructurii rutiere, reabilitarea școlilor și grădinițelor, precum și construirea unor terenuri de fotbal, dar și spații de recreere.